Ce vă supăra? Nu pot să respir Da? și sforă-i foarte tare. Mi se usucă în gâtul, așa. Lăsați limba moale. A. A, Așa. a. Așa. Respiram pe nas. Ați avut o operație când erați mica? Da, de polipi. Respirați pe nas. Vezi? Vezi? În spatele nasului ăsta trebuie să fie desfăcută de tot. Asta s-a refăcut atunci când v-a făcut intervenție când erați copil. Să știți că pentru dumneavoastră nu avem ce să facem multe chestii. De ce? Zona, în loc să fie gaura în spatele, în fiecare nară, așa, este așa. V-am arătat. Da. Asta înseamnă că nu prea avem o mare chestie să le facem din spate cu anestezie locală. Pacienta a avut o intervenție de polip. Când au scos polipii ăștia, a refăcut zona într-un fel, a făcut o stenoză în spatele nasului. Stenoza asta nu-i permite să mai trece aer atât de bine, încât ori dacă facem traiect nazal foarte mare, tot rămâne un loc mic de respirat.